Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Ale și astăzi vin cu un nou videotutorial în care o să vă prezint o aplicație cu ajutorul căreia vă puteți crește numărul FPS-urilor în toate jocurile pe care dumneavoastră doriți să le rulați. Această aplicație este foarte simplu de utilizat, însă nu foarte mulți o utilizează. Eu am vorbit în mai multe videotutoriale despre optimizarea Windows-ului sau despre anumite setări pe care trebuie să le faceți jocului preferat pentru a avea mai multe FPS-uri, însă acele setări pe care trebuie să le faceți și optimizarea pe care dumneavoastră trebuie să o faceți pentru a avea acel număr de FPS-uri, trebuie să fie corelat și cu alte acțiuni, cum ar fi un game booster sau cum ar fi folosirea acestei aplicații despre care o să vorbim în acest videoclip. Aplicația se numește Time Resolution, veți găsi în descriere două link-uri de unde puteți să o descărcați, apăsați aici butonul Download, după aceea apăsați din nou pentru a putea să descărcați o arhivă zip, așa cum spune aici, și așteptați 5 secunde pentru a începe downloadarea. Veți vedea imediat că aplicația se va downloada dacă apăsăm butonul Download Link. Avem aici arhiva despre care am vorbit, vom merge și vom dezarhiva această arhivă pentru a vedea ce trebuie să faceți dumneavoastră. Această aplicație este ideală pentru cei care au PC-uri mai puțin performante și în momentul în care o vor utiliza, așa cum v-am spus, fie făcând și celelalte setări despre care am vorbit și pe care le găsiți la finalul acestui clip, fie să o utilizați fără să faceți acele setări. Aș avea o rugăminte la dumneavoastră să îmi scrieți în rubrica de comentarii dacă în urma folosirii acestei aplicații a sesizat o creștere a numărului de FPS-uri. Așa cum ați văzut, am dezarhivat această arhivă descărcată, a rezultat un folder, am deschis folderul și aici avem aplicația. Dumneavoastră, înainte de a rula un joc, trebuie să deschideți aplicația și să apăsați butonul maxim. După ce ați apăsat butonul maxim, minimizați aplicația, deci nu o închideți, pur și simplu o lăsați în bara de start. După care mergeți și rulați jocul pe care doriți să îl jucați, bineînțeles. În cazul meu, să spunem că aș dori să joc PUBG sau să zicem că aș dori să joc CS. Urmăriți și dumneavoastră FPS-urile pe care le aveați înainte de a utiliza această aplicație și FPS-urile pe care le aveți acum cu utilizarea acestei aplicații. Așa cum v-am spus, pentru a avea un rezultat mai bun, trebuie să faceți și setările pe care le vedeți în clipurile de la finalul acestui video tutorial, pentru că și setările acelea sunt foarte importante pentru creșterea numărului de FPS-uri. Dar rezumându-ne strict la această aplicație, aș vrea, așa cum v-am spus, să îmi lăsați în rubrica de comentarii rezultatele pe care le-ați avut dumneavoastră, câte FPS-uri aveați înainte și câte FPS-uri aveți după ce rulați aplicația. Atenție, așa cum v-am spus, aplicația nu trebuie închisă în momentul în care jucați. Mergeți, deschideți-o, apăsați butonul maxim, după aceea lăsați această aplicație în bară și rulați jocul pe care dumneavoastră doriți să-l jucați în acel moment. Cu speranța că acest videoclip v-a ajutat sau măcar vi s-a părut interesant, vă invit să apăsați și dumneavoastră butonul de like, distribuiți acest clip pe toate rețelele de socializare și în grupurile în care vă aflați. De asemenea, nu uitați să vă abonați și mai ales să apăsați clopoțelul de notificări, doar în felul acesta veți ști când încarc următorul clip pe acest canal.